Bună ziua, dragii mei și dragele mele! Bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare după cum vă obișnuiesc de această dată, iată, pentru toți aceia dintre voi care vă doriți să știți mai multe despre relația voastră sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație până veți cunoaște și voi pe cineva cu totul special sau poate aceia, pentru aceia care așteptați ca o anumită persoană să vă dea semne de viață, da? Hai să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această citire. Da, iată că avem aici un 3 de pentagrame și un paj de bâte, dragii mei, dragile mele, care îmi vorbește despre, aceste cărți vorbesc despre faptul că, într-adevăr, între voi relația stagnase în perioada care a trecut, dar această relație dă în sfârșit semne că va merge înainte. Da, așadar, pentru aceia dintre voi care simțiți că relația voastră se apropia de sfârșit sau că simțeați, sau care simțeați că nu mai aveți ce face să vă salvați relația, ei bine, dragii mei, dragile mele, iată că acest paș de bâte vine să aducă un colac de salvare în această etalare, da, și să vă aducă vești bune, în sensul că, da, într-adevăr, acum aveți o șansă să faceți ca relația voastră să reușească. De ce? Pentru că, pur și simplu, veți vedea că partenerul sau partenera voastră va deveni din ce în ce mai interesat sau interesată de voi, de această conexiune, să facă astfel încât această conexiune să fie una reușită, da, și este foarte posibil să veniți dintr-un background de relație de trio, da, unii dintre voi, dragilor. Acest 3 de pentagrame vorbește despre un asemenea angajament pe care această persoană voastră s-ar putea să îl mai aibă cu o altă persoană. Dar iată că în perioada imediat următoare, persoana voastră va lua decizii, va lua decizia care pe care trebuia să o ia de multă vreme în legătură cu voi, da, adică va alege să vină spre voi. Dragii mei, și iată și următoarele cărți, Regele de spade și moartea. Da, se pare că foarte mulți dintre voi veți lua decizia că a sosit momentul să luați o hotărâre importantă pentru voi, pentru partenerul vostru, pentru viața voastră împreună. De asemenea, dragii mei, dragile mele, simt că persoana aceasta a voastră, odată cu el sau cu ea, vine această schimbare în viața dumneavoastră, da, pentru că el sau ea va da startul în conexiunea voastră, va da startul pentru o nouă etapă, va da startul pentru ceva de data aceasta cu totul și cu totul semnificativ și cu totul și cu totul minunat pentru voi. Da? De această dată veți decide de comun acord că este cazul să renunțați la limitări, să renunțați la fricile voastre, să renunțați la tot ceea ce v-a ținut în stagnare până acum. De ce? Pentru că vă doriți ceva mai bun pentru voi, da? Vă doriți să mergeți înainte cu această conexiune a voastră și mai ales vă doriți o relație stabilă pentru viitorul vostru. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că s-a întors un card, dragii mei, dragile mele. Marea preoteasă vine aici, care îmi spune că există unii dintre voi care vreți să învățați încă ceva care să vă pună într-o nouă postură, într-o nouă ipostază a vieții voastre, da? Vreți să învățați lucruri noi. Unii dintre voi puteți fi legați foarte mult de tradiția în care ați crescut, da? De familia voastră și veți dori să duceți mai departe aceste tradiții ale voastre în care voi v-ați dezvoltat fizic și, și psihic și armonios și spiritual, dragii mei, dragile mele. Așadar, în perioada următoare este posibil ca unii dintre voi să doriți să învățați îndeletniciri noi, care vă vor permite să vă orientați spre noi și noi activități, spre noi sfere de acces spre împlinirea voastră. Da, hai să vedem și următoarea carte. Următoarea carte din partea îngerașilor romantici, iată că acest card vă spune să oferiți relației voastre o șansă. Dragii mei, aceia dintre voi care simțiți că ați simțit în ultima perioadă că vi s-a luat și ultimul drept la fericire, iată că în această perioadă, în această etapă care se deschide astăzi aici, privind acest video, vi se oferă această nouă șansă
spre o relație împlinită cu alături de partener sau de parteneră. Da? Așadar, oferiți această șansă, oferiți-vă această șansă de a fi din nou fericiți sau fericite. Și să mai luăm un singur card din acest pachet al fazelor lunare. Iată că s-a întors această carte, Luna nouă în semnul peștilor, care spune practică meditația și contemplația. Dragii mei, aceia dintre voi care vă simțiți mai apropiați sau apropiate de zona aceasta a rugăciunii, a contemplației, a meditației, este bine să practicați aceste lucruri în viața dumneavoastră, pentru că ele vă pot aduce mai multă claritate și, bineînțeles, că surprize foarte plăcute în viața voastră. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, mă bucur că am fost alături de voi, vă urez o zi cât mai frumoasă și vă mulțumesc de vizionare. Toate bune!